Dimineața, elevii și profesorii de la școala cu clasele 1-4 din satul Corlata, comuna Berchișești, au avut neplăcuta surpriză de a descoperi că în clase este aproape la fel de frig ca și afară. Pereții erau înghețați, iar ferestrele din termopani aveau strat gros de gheață chiar și pe interior. Conducerea școlii a constatat că în aceste condiții nu se pot ține orele și i-a trimis acasă pe cei 35 de elevi și 20 de preșcolari. Se pare că frigul a pus stăpânire pe școala din Corlata din cauza că centrala termică a unității a fost oprită în weekend. A fost o soluție doar pentru ziua de astăzi, pentru că sâmbătă și duminică, fiind temperaturi foarte scăzute, în școală chiar era foarte frig la prima oră. Așa, dar am ținut un consiliu de administrație astăzi și am hotărât să găsim niște soluții, un plan de măsuri, ori să facem și dimineața și după amiază în aceeași sală de clasă unde este o temperatură mai bună, ori aerotermie mâine dimineață, deci procesul de învățământ va continua cu recuperarea orilor pentru astăzi. Doar 4 ore. Bine, dar de ce nu v-ați gândit la aerotermie și la calorifere și la... Dimineața era foarte frig și trebuia să facem ceva în interesul a copiilor, zic eu, că nu puteau să stea în frig doar azi. Conducerea administrației locale susține că nu a fost informată despre sistarea activității în școala din Corlata. Primarul localității Berchișești, Violeta Țăran, spune că nu înțelege de ce școala nu a fost încălzită în condițiile în care au fost asigurate suficiente lemne pentru toate școlile din comună. Primăria Berchișești își permite financiar să cumpere și să asigure toate lemnele necesare pentru încălzire în această iarnă pentru toate școlile din comună? Da, la această oră noi avem asigurat combustibilul solid pentru toate școlile din comună, inclusiv pentru școala Corlata.